minciună. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Botezat cu foc înseamnă cufundat în foc, adică Dumnezeu pune un foc în noi și peste noi. Dar nu rămânem în acel foc. Ars într-un foc care nu se stinge, înseamnă a rămâne acolo aruncat pentru totdeauna. Citim în Apocalipsa 20:10-15. Și de aici vedem clar diferența ce spune acolo Ioan despre botezul cu foc. El spune că vă va boteza cu foc, ce înseamnă cufundat, iar pleava o va arunca într-un foc, o va arde într-un foc. Ceea ce nu-i tot unul. În Luca 4:1 citim, Iisus era plin de Duhul Sfânt, iar în Fapte 2:4 citim, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Deci ce vedem? Că umplerea cu Duhul Sfânt este botezul cu Duhul Sfânt. Și de asemenea, botezul cu foc este cufundarea în foc și o umplere cu foc. Haideți să deschidem Biblie la Fapte 2, de la 2 la 4 și să citim. Deodată a venit din cer un sunet ca vâșiitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. În Psalmul 29:7 citim, glasul Domnului despică cu scânteier de foc. Traducerea, noua traducere românească, iar în traducerea New King James Version, citim, glasul Domnului divide flăcări de foc. Să citim mai departe, în Fapte, versetul 4. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. În Matei 3:1 citim, cât despre mine eu vă botez cu apă, spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și am citit aici în Matei 3:11. Această profeție o avem și în Luca 3:16. Să citim. Ioan drept răspuns a zis tuturor, că despre mine eu vă botez cu apă. Dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să se depăreau încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Este o profeție a lui Ioan Botezătorul cu privire la botezul cu Duhul Sfânt și cu foc. Și de asemenea este și în Isaia 4, de la 4 la 5. După ce va spăla Domnul murdăriile fiicelor Sionului și va curăți Ierusalimul de vinovăția de sânge din mijlocul lui, cu Duhul judecății și cu Duhul nimicirii, Domnul va așeza peste toată întinderea muntelui Sionului și peste locurile lui de adunare, un nor de foc ziua și un foc de flăcări noaptea. Să deschidem la Isaia 44 și să citim de la versetul 1 până, versetele 1 până la 8. Și acum ascultă, Iacove și sluga mea, Israele, pe care te-am ales. Așa zice Domnul Făcătorul și Ziditorul tău. Din pântecele Maicii tale, și ocrotitorul tău. Nu te teme, sluga mea Iacov, și tu, Israele, pe care te-am ales, că eu voi vărsa apă peste pământul însetat și pădaie de apă în ținut uscat. Vărsa-vă din Duhul meu peste odrazla ta și binecuvântarea mea peste mlădițele tale. Și vor otrăzli ca iarba pe malul pădaielor și ca pajiștile de-a lungul apelor curgătoare. Unul va zice, eu sunt al Domnului. Altul se va numi cu numele lui Iacov. Unul va scrie cu mâna lui, sunt al Domnului. Și va vrea să-și dea numele de Israel. Așa zice Domnul Regelui lui Israel și izbăvitorului său, Domnul Sabaot. Eu sunt cel din tăi și cel de pe urmă și nu este alt Dumnezeu afară de mine. Cine este ca mine să vină lângă mine, să grăiască, să prorocească și să se măsoare cu mine? Cine a găsit de la început viitorul? Și ce se va întâmpla? Cine poate să se prevestească? Nu vă temeți, nici nu vă înspământați. N-am arătat eu odinioară și n-am găsit când v-am luat pe voi de martori. Este oare un alt Dumnezeu afară de mine? Este un alt adăpost ca mine? Aceste profeții s-au împlinit în Fapte 2, 3 și 4. Ba mai mult decât atât, este o promisiune făcută de Domnul Iisus Hristos pentru biserică și de asemenea este și promisiunea Tatălui.
Să citim următoarele versete. Ioan 15:26. Iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl procede, acela vă va mărturisi despre mine. În Ioan 16:13 spune, iar când va veni acela, Duhul adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci toate câte va auzi, va vorbi și cele viitoare vă va vesti. Luca 24:49. Și iată eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu, voi să ședeți în cetate, până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. În Fapte 1:8, citim, ci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria până la marginea Pământului. După cum putem vedea, este pentru fiecare. Asta citim în Fapte 2:3. Și li s-au arătat împărțite linca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Botezul cu foc este pentru fiecare din biserică, bărbat și femeie, soră și frate. În Fapte 1, de la 12 la 15, citim. Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele ce se cheamă Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, care de o sâmbătă. Și când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, unde se adunau de obicei Petru și Ioan și Iacob și Andrei, Filip și Toma, Bartolomeu și Matei, Iacob, al lui Alfeu, și Simon Zelotul și Iuda lui Iacob. Toți aceștia, într-un cuget, stăluiau în rugăciune împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Și în zilele acelea, spunându-se Petru, în mijlocul fraților, a zis. Deci ce vedem aici? Că erau la 120 de oameni adunați acolo, bărbați și femei. În Ioel 28:29 citim. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, spune. Fiii și fiicele voastre vor proroci. Bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenie. La fel este cu botezul cu foc. Vrea să îl dea oricui dorește. Chiar și peste rog și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Dar aia să mă întreb. Poate. Cătălin, bine, dar ce înseamnă botezul cu foc? L-am primit eu acest botez? Trebuie să stăruim în rugăciune pentru el. Vedem că în Fapte 2:2 este scris. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Aici nu scrie că a venit din cer un foc, ci un sunet, vâjitul unui vânt puternic. Iisus ne spune că ne va trimite de la Tatăl un alt Mângâietor, de unde concluzionăm că Duhul Sfânt vine din cer. Duhul Sfânt se afla în acest sunet sau vânt și nu în foc, deoarece sunetul sau vântul au venit din cer și nu focul. De asemenea, noi putem ști că Duhul se află în sunet și datorită semnificației cuvântului folosit în Biblia în limba ebraică pentru Duh, care este Ruah și care tradus înseamnă suflare, respirație, aer și vânt. În Fapte 2:6 citim, când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită. Acum toți știm, cremenia este o rocă care se folosește, și poate se mai folosește la prinderea focului. Desigur că acești oameni nu s-au transformat în această rocă, ci s-au înspăimântat. Iar această înspăimântare a fost datorită sunetului și nu a focului. Oamenii nu au văzut focul, dar au auzit sunetul. În Fapte 1:8 citim, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Acum, orice din biserică știe că Duhul Sfânt nu este o putere, ci o persoană. Totuși, Domnul Iisus ne promite o putere, sau îmbrăcarea cu putere, în Luca 24:49. Citim,
Și iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu, voi să ședeți în cetate până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și în fapte 1:8 spune, ci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi